Din anii 1800 și până în prezent, peste 50 de nave și 20 de aeronave ar fi dispărut în celebrul triunghi al Bermudelor, aflat în Oceanul Atlantic, în perimetrul dintre Florida, Bermude și Puerto Rico. Ce s-a întâmplat cu ele? Au trecut în altă dimensiune, au fost răpite de extraterestri sau dezintegrat din cauza unor forțe necunoscute? Revista Curiosity a găsit o explicație bulversantă prezentată de gadgetreport.ro. În 1975, jurnalistul Rally Cushe a publicat cartea de Bermuda Triangle Mystery Solved. Lucrarea examinează incidentele atribuite Triunghiului Bermudelor, petrecute între 1840 și 1973, inclusiv relatările apărute în această perioadă. Jurnalistul a descoperit astfel că legenda Triunghiului Bermudelor l-ar avea la origini pe Charles Berlitz, care în 1974 a scris de Bermuda Triangle, prima lucrare care reclamă faptul că există fenomene strani în zona respectivă. Larry Cushe a aflat cu surprindere că toți ceilalți scriitori care au relatat despre Triunghiul Bermudelor s-ar fi inspirat din lucrarea lui Charles Berlitz, fără ca niciunul dintre ei să fi verificat veridicitatea faptelor. Mai mult chiar pentru a da originalitate lucrărilor, mulți dintre ei au denaturat și mai mult faptele. Dacă Berlitz ar fi scris într-un raport că unul dintre vapoare era roșu, șansele ca în alte lucrări să se vorbească de alte culori erau foarte mari, a declarat Cushe. Dincolo de speculații, jurnalistul afirmă că a descoperit că multe dintre cazurile asociate Triunghiului Bermudelor sunt pură ficțiune. În altele există rapoarte oficiale care indică faptul că vapoarele și avioanele ar fi fost victimele unor furtuni puternice des întâlnite în Oceanul Atlantic, pe care autorii bineînțeles au omis să le pomenească. Mai mult chiar alte incidente s-ar fi petrecut în alte zone ale oceanului, fiind mutate din interes jurnalistic în Triunghiul Bermudelor. Jurnalistul remarcă și faptul că zona respectivă este una plină de rechini, astfel justificând și inexistența unor rămășiți umane. Perimetrul dintre Florida, Bermude și Puerto Rico a fost și este în continuare o zonă de tranzit extrem de aglomerate, atât pentru vapoare cât și avioane, astfel că incidentele de trafic erau inerente, mai ales în perioada în care instrumentele de bord nu erau din punct de vedere tehnologic la nivelul celor din ziua de azi, a explicat acesta. Așa se explică și faptul că nu mai avem semnalări noi de dispariții misterioase în această zonă, a mai spus Larry Cushe. Explicația jurnalistului nu trebuie luată însă drept un adevăr universal. Există și alte teorii legate de această zonă. Cele mai spectaculoase susțin faptul că Triunghiul Bermudelor ar fi un portal între lumile paralele sau că în adâncul oceanului, în această zonă, s-ar afla o bază extraterestră. Navele și oamenii ar fi răpiți astfel pentru experimente. O altă teorie, ceva mai credibilă, a fost formulată anul trecut de experții ruși. Igor Yeltsov, șeful Institutului de Geologie și Geofizică din Novosibirsk, a declarat că fenomenul din Triunghiul Bermudelor ar putea fi comparat cu ceea ce s-a întâmplat în cazul craterelor apărute peste noapte în Yamal și Taimir. În ambele situații, ar fi vorba de efectele transformării hidraților de gaze naturale care se regăsesc în permafrost. Potrivit cercetătorilor citați de gadgetreport.ro, sub influența încălzirii globale, amestecurile înghețate de apă și gaz, în special de metan, răbufnesc la suprafață și formează cratere. În zona Triunghiului Bermudelor, în timpul acestui fenomen, apa oceanului pare că fierbe, iar navele se scufundă trase în jos de craterele uriașe. Totodată aerul devine suprasaturat cu metan, ceea ce produce puternice turbulențe atmosferice și prăbușirea avioanelor care își pierd portanța.